Dacă aș fi acum în soare, fața mea ar produce niște energie solară și ați putea să o și vedeți. Și acum mă vedeți mai puțin, dar produc mai mult. Mă vedeți și mai puțin, dar produc și mai mult. Nu mă vedeți deloc, dar produc multă energie. Depinde pentru fiecare ce contează. Ei bine, uite că am găsit la târg sticlă în care este incorporată o peliculă de celulă fotovoltaică care poate să producă energie în diverse grade de transparență. Adică poți să ai și lumină în casă și poți să și produci energie. E genul de produs care poate fi aplicat și integrat pe fațadele de tip fațadă cortină, unde ai extrem de multă sticlă și unde, dacă vorbim de clădiri de birouri, s-ar putea să ai probleme mari cu foarte multă lumină pe timp de vară pe care vrei să o umbrești. Ei bine, punând o astfel de sticlă, poți obții și lumină, dar și energie solară produsă. Vorbim de un pachet foarte simplist în care ați două foi de sticlă, iar în interiorul lor este pusă pelicula fotovoltaică, pentru că e un strat tricomponent în care sunt cele două foi de sticlă și stratul care din ce în ce mai subțire de film fotovoltaic, care poate fi venit, adică tot stratul poate să vină în mai multe culori, ceea ce înseamnă că la nivel de design și de arhitectură, produsul este unul incredibil, e cumva tot în zona high-tech, la ce capacitate și ce tehnologie avem astăzi în mâini și în buzunare. Se poate folosi pentru diverse aplicații, pentru fațade, pentru pergole, pentru acoperișuri prin care vrem să vină lumină, diverse elemente de acoperiș cu diverse culori în care am și lumină și pot să produc și energie din ele și am și nevoie de protecție la apă, vânt, ploi. Intervenții pe monumente vechi, unde poate că ar arăta prea urât să vin cu fațade sau cu elemente clasice. Și ziceam de clădire de birouri, ultimul proiect făcut de acest producător e o clădire de birouri în Italia, în care toată fațada este o fațadă de tip cortină din sticlă, 6500 de metri pătrați de fațadă în care au fost incluse filme fotovoltaice, care în 35 de ani poate să producă 13 milioane de kWh, economisind 8700 de tone de dioxid de carbon sau echivalentul a 7600 de butoaie de petrol pentru fiecare metru pătrat de clădire care ar fi trebuit arse pentru a produce această energie echivalentă. Deci, asta este un exemplu foarte bun de produse high-tech care ne rezolvă problema acută de a produce energie atunci când oricum avem sticlă, oricum avem fațade din sticlă sau avem, de exemplu, vitraje foarte mari, fațade cortină sau chiar și ochiuri de fereastră foarte mari în care în elementul din exterior poți să introduci un astfel de film. Desigur, cu cât e mai închis, cu atât produce mai multă energie, cu cât e mai deschis, produce mai puțină energie, pentru că transparență 30%, unde la 30% asta înseamnă că îți intră 30% lumină în interior. 20% lumină în interior. Stai. 10% lumină în interior și 0% lumină în interior. Oricum, foarte multe sticle folosite la fațadă au anumiți factori de transfer de lumină care pentru cel puțin pentru 3 foi de sticlă ajung undeva la 30-50%. Bun, aici vorbim doar de o foaie de sticlă. Da, este o soluție foarte bună pentru că pe foarte multe clădiri e nevoie de multe ori de sticlă multă și atunci putem să și producem energie integrând componenta de producere de energie în componenta estetică și funcțională a unei clădiri. Aceeași tehnologie este folosită și pentru panouri care sunt puse pe acoperișuri plate. Panoul de sub mine produce undeva la 75-80 de watts peak per metru pătrat. Este din sticlă securizată și sticlă antiglonț. Poate să țină câteva sute de kilograme. Bine, costurile sunt momentan pe măsură. O astfel de placare ajungem undeva pe la 350 de euro metru pătrat, dar poate să vină în diverse culori, fără a-i afecta foarte mult randamentul de producere de energie fotovoltaică. Și atunci, dacă aveți acoperișuri plate, dacă aveți carporturi, dacă aveți terase sau decuri unde bate soarele toată ziua, se pot monta liniștit astfel de panouri fotovoltaice orizontale care sunt făcute cu aceeași tehnologie de la sticla de acolo și tot cu același tip de sticlă sunt făcute și un fel de țigle, pentru că de data asta nu mai sunt țigle, astea sunt micropanouri fotovoltaice pe bază de sticlă, e aceeași tehnologie în care sunt două foi de sticlă din care una este securizată la mijloc cu filmul solar și sunt făcute module întregi și jumătăți de module pentru a fi puse pe acoperiș.
Astea au o textură lucioasă, ceea ce înseamnă că vor luci destul de puternic în soare și vin în combinație cu acoperișuri din tablă sau cu acoperișuri din alucobond. La combinație mă refer că se pun pe lateral unde se închid streșine și timpanele. Nu neapărat că este o hidroizolație pusă de desubt. Și aici aceste celule produc tot undeva la 80 de W pic per metru pătrat pentru condiții ideale de expunere. Dar uite că tehnologia de celule solare și de celule fotovoltaice, combinație cu acoperișuri și cu sticle de fațadă și cu elemente de tip deck, devine din ce în ce mai accesibilă. Tipii ăștia au făcut foarte multe clădiri în lume pentru companii renumite în care au integrat în fațade și pe acoperișuri tehnologie solară pentru a avea clădiri cât mai independente energetic, lucru care astăzi nu mai este neapărat un moft, ci este o obligație. Am fost Marius Șofet de la Dahun Holz, locul în care am venit să cercetez, să documentez pentru voi soluții inovative în construcții. Just don't kill yourself. Ok. I'm Spider-Man. I can walk? Ha! Poți să cași pe ele și nu se întâmplă nimica. Vezi? Vezi de ce e bine să ai un pic peste 90 de kilograme? Să poți să faci astfel de teste. Vorba aia, mie îmi place să sparg strix, să scap sparg strix și apoi să mă justific. Hop. Da, mă știți că sparg și strix chestii. Nu faceți asta acasă. Hop. We can dance. Deci fără probleme poți să tragi o sârbă sau o horă pe o astfel de panou.